Hei, salutare, salutare! Numele meu este Ciprian Dragomir și sunt proful de grătare care de mai bine de 15 ani construiește grătare durabile. Și astăzi vreau să-ți prezint un grătar, un grătar de curte care a rezistat foarte bine și noi l-am realizat în 2010. S-a creat un trend, acum am observat, toți bucătarii, toți ospătarii, toți barmanii veniți din străinătate s-au apucat de construit grătare și au umplut internetul de poze, de modele extraordinar de frumoase, extraordinar de utile și nu mai spun cum le prezintă ei. Însă eu vă prezint un grătar cu vechime și asta spune totul despre grătarul Dragomir. Cam așa arată grătarul nostru, priviți, s-au strâmbat ușile, a mai căzut o cărămidă de la canale, da? Toată lumea își face cu corniere, noi punem cu mortar canale sănătoase, rezistente în timp. Se știe că lucrurile clasice nu se demodează și rezistă cel mai bine în timp, așa că noi, pe varianta asta pe care am testat-o, de mai bine de 15 ani de când construim grătare, realizăm grătare care se ridică și se coboară pe două nivele. La cerere putem face și pe trei. Și iată ce se poate întâmpla după 11 ani. A căzut o cărămidă. Uitați, în 11 ani nu s-a dat niciun lac pe acest grătar și s-a măcinat o cărămidă aici în față pe care noi o vom rezolva. Da? Deci asta e marea problemă. Îi vom face o întreținere și veți vedea cum arată noul grătar, noul vechi grătar. Băieți, pe el! Pe el, da. Stați, mă, bă, băieți, unde ați plecat? Am rămas toți anul. Și am revenit cu grătarul nostru, acum are și siglă, cum se vede, l-am făcut ca nou. Sper să țină încă 11 ani de acum încolo. La toți clienții cărora le-am terminat lucrarea le spunem, o dată la 2 ani trebuie dat un lac, o dată la 2 ani chemați-ne să facem o întreținere. Iată că de această dată am venit după 11 ani și l-am făcut ca nou. Tânărul nostru grătar de 11 ani arată foarte bine. Sunt curios care este părerea ta vis-a-vis de această schimbare de lucru. Tu cum l-ai vedea? Ușile-ți plac în momentul de față, cum le-am făcut? Eu zic că i-am schimbat fața. Sigla, nu mai spun că îl înnobilează. Așa că, dragilor, în cazul în care doriți să scăpați de plâns la grătar, nu mai sunteți dispuși ca să muiați micii în lacrimi, apelați la grătarul Dragomir. Îți mulțumesc pentru că ai rămas până la finalul acestui clip, așa că dacă vreți să-l vedeți și pe următorul, dați subscribe și iată ce ne recomandă YouTube-ul. O grămadă de clipuri interesante despre grătarul Dragomir.